Am cel mai bun tată din lume, care a muncit mult pentru mine. Un simplu om nu se purta luxos să mă crească pe mine așa frumos. Dacă l-a avut sau n-a avut, imposibilul a făcut. M-a răsfățat, mi-a făcut poftele, merită să-i sărut mâinile. Am cel mai bun tată. Salut! Ce faceți de ziua dumneavoastră, munciți? Păi da, doamne. N-așteptat surpriza. Eu nu știu că acum am scurat din pat. Am înțeles. Hai, doamne, să mergi tu unii mai unul. Bine că am regăsit. Și n-am știut, doamne, să vă pregătesc și eu cum... Păi da, așa vin surprizele pe nepregătite. Doamne... Păi și până la urmă rămânem aici, vedem în spate cum. No, răp. Oare nu mi-a spus că vă spălam și eu mă schimbam din nou iar acum? Păi vă lăsăm dacă vreți să vă duceți să vă luați costumul de gală. Plan așa ceva. Anul trecut la cei 35 împliniți, da, am venit cu o surpriză. Da. Anul ăsta la 45. 45, da. E bine? E bine, doamne, e bine. Bun. La anul ne întoarcem iară la 35. Avem aici balonașe pentru dumneavoastră. Și un torțuleț cu multă dragoste. Dar cine să fie de data aceasta? Să fie tot de aici, de aproape? Eu zic că e tot femeia, că ea este de pace. Fata? Da. Sau e ginerii meu, dacă nu. Are bani mulți, domnule. Au fost în străinătate, da, acolo și acolo am văzut că se adună bine. Băiatul, nu tu. Păi hai să alegem unul. Pe cine alegem? Pe doamna soție? Pe doamna soție. Eu zic că e de la fată. De la fată să fie? Da. Nu știu, dar s-ar putea să supărați pe altcineva. Da, băiatul din casă. Poate să fie și băiatul, eu nu știu, dar eu zic că fata este. Eu am aici un tablou, deocamdată nu vă dezvălui ce este în el, dar mai am aici o șampanie. Cu alcool nu, că nu consumați. Da, da. Beți cu copilașii. Da. Vii tu aici lângă tataie. Haide, să faci tu și șampania. Hai, dacă să bei cu tataie. Ți-e lipine de ea. Voți? Da? Bun. Hai să vedem atunci cine să fie acea persoană care s-a gândit la dumneavoastră și anul acesta. Iubit, știm sigur că sunteți de întreaga familie. Da. Dar este cineva care a vrut să vă fac o zi frumoasă. Doamna soție, da? Înainte de toate, haideți dumneavoastră cu alea două cuvinte magice să pentru Domnul. Păi da. Haideți. Iubit și soț. Așa. Eu să-i mai zic altceva. Multă sănătate, la mulți ani, să fie sănătos. Cam atâta. Și îmbrățișarea și pupicul. A, păi doamna, nu așa. Așa? În dragul meu, îți mulțumesc pentru tot sprijinul și încrederea pe care mi le-ai dat mereu. Sper ca ziua ta să-ți aducă numai bucurii și succes în viață. Te iubesc, să ai parte de zile luminoase și sănătate, să te bucuri alături de noi și să se adeverească tot ce ți-ai propus pentru acest an. Iartă-mă pentru toate mâhnirile și dezamăgirile pe care ți le-am produs, pentru toate clipele în care te-am supărat. Ești cel mai bun exemplu de om. Stop! Cine este? De fata, Bianca, dinerii și de tată. Și mereu m-am simțit binecuvântată să fiu fiica ta. Această zi este la fel de specială pentru mine, precum ești tu pentru mine. Încă o dată la mulți ani și să știi că te iubim foarte mult. Cu drag, din partea lui Tarzan, Bianca, Diana, Iasmina și Emanuel. Din partea fetii,
Venim cu surpriza de data aceasta, dar eu din ce mi-aduc aminte, așa n-am fost de la băiat anul trecut? Din toți copiii îi aveți câți? Doi, trei? Doi. Poate și băiat. Am înțeles, deci cum s-ar zice, băiatul iubește mai mult pe mami. Și fata iubește mai mult pe tati. Avem aici și un tablou pentru dumneavoastră cu poze frumoase, făcute tot la evenimente frumoase. Da. De data aceasta am... Mulțumesc la mulți ani, să fii sănătos, să fii iubit, multă fericire. Aoleu, păi ce făcurăm? Și pupicul? Dragă, și le-a două cuvinte. Mă iubesc, tati. Am pentru ce, am pentru cine, să-mi vând și inima din mine. Pentru copiii mei cu drag, muncesc până să cad. Dacă inima mea ar să, doar copiii mei contează. Ce-mi doresc, nu te stresa în fața lor, să nu te plângi când o pozezi, să-ți spui de că noi mai fi, că n-ați avut cel mai bun tată, cel mai bun tată. Și deci, domnul, cum vă simțiți anul ăsta mai în vârstă cu 10 față de anul trecut? Bine. La anul dăm înapoi iar. Da. Bun. Tată, îți urez la mulți ani. Sincer, îți urez la mulți ani. Mulțumesc! Perfect! Tar! Multă sănătate și fericire și la mulți ani! Tata ta e să fericii și te iubim! Domnișoara Nart! La mulți ani, tata e să fii sănătos, fericit, să știi că noi te iubim foarte mult. Și să o pup mai des pe mamaie, nu? Și să o iubești în continuare. Și... Zi la mulți! Și... La mulți ani, Mataie! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, haideți, tare! Doamna tare! La mulți ani! Și mamaie! Mamaie să-l iubească! Mamaie să-l iubească! La mulți ani! Haideți cu dorința în mâini și suflați tare! Bravo, aplauze! Mulți ani! La mulți ani! La mulți ani!
domnul Tataie. Cum vă simțiți la ăștia 45 demonstrații a doua oară azi? Bine. Bun, păi și domnul, cum să face asta, surpriza de la fată? Și dumneavoastră, exact ca la 35 cu Sărăscu Dorința. Nu știu cum să zic, Dorința legată de doamna, dar dusă prin solar cu gândul. Nu-i așa câta să fie dusă prin solar? Să-i te luat copilit. De fă așa prin solar. Deci e corect față de fată cu o pusărăță așa sau nu? Nu știu ce să zic. E a emoții? Nu știu. Bun, și o îmbrățișare. Bun. Bravo. Să fii sănătos. Tere de muncă și la mulți ani. Păi și cu doamna nimic? La 45? Mulțumesc mult că e alături de mine tot timpul. Și la bine și la rău. Și să le rea Dumnezeu sănătate. Și pentru genere. Și pentru genere la fel și pentru familie. Nu tăie, nu spune. Haide! Păi ce să-i zic, doamna? Draga mea soție, te iubesc mult? Și dați-i și un pupic de la ca lumea, că doamna nu vedete. Și multă sănătate îi doresc la doamnă. Și haideți, domnule. Și să fie bună de muncă, da. Acolo, la salon. Și să fie bună de muncă. Da, măi! Doamna! La mulți ani! Vă iubesc și mulți ani fericite. Bun! Cine să trăiască? Cine să trăiască la mulți ani? Manu să trăiască, Manu să trăiască la mulți ani. Și fetele? Hai guys, suflă soare în lumânării. Bravo! Am cel mai bun tată din lume, care a muncit mult pentru mine. Un simplu om nu se purta luxos să mă crească pe mine așa frumos. Dacă a avut sau n-a avut, imposibilul a făcut. M-a răsfățat, mi-a făcut poftele, merită să-i sărut mâinile. Am cel mai bun tată din lume, care a muncit mult pentru mine. Un simplu om nu se purta luxos ca să mă crească pe mine frumos. Dacă a avut sau n-a avut, imposibilul a făcut. M-a răsfățat, mi-a făcut poftele, merită să-i sărut mâinile. Tată, tată, ai trecut prin foc și prin apă, n-am auzit vreodată, tată, să-mi spui că ți-a fost greu. Tăicuțul meu, tată, ești ființa mea cea mai dragă, ești cel mai bun din lumea întreagă. Eroul meu, regele meu. Tată, tată, ai trecut prin foc și prin apă, n-am auzit vreodată, tată, să-mi spui că ți-a fost greu. Tăicuțul meu, tată, ești ființa.
viața mea cea mai dragă, ești cel mai bun din lumea întreagă. Eroul meu, regele meu.